Vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu, că prin harul lui, prin dragostea lui, mă aflu în locul vostru și doresc ca Dumnezeu să binecuvânteze. Spuneam și la un frate de aici că de mult mi-am dorit să ajung la Viena, dar mi-am dorit să ajung fratele Valeriu, fratele Gabriel, la fel de stăruință. Nici de cum nu m-am gândit că ajunge aici. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu. El mi-a întărit pașii la fiecare să ajung și în momentul acesta. Și așa cum am întâlnit fratele, sunt dintr-un sat. Nu chiar din Dej, dintr-un sat din Italia. Fratele Daniel Lorenz s-a născut, a copilit acolo până s-a plecat la Dej. Și împreună cu una dintre fete, am 6 fete și un băiat, este cu mine, a spus, nu merge nicăieri, pe mine mă duc la biserica aceasta. Și mi-am dorit, așa mi-a pus Domnul pe inimă să ajungă în jocul nostru. Și mulțumesc lui Dumnezeu de dragostea care o are încă în biserică. Îi mulțumesc lui Dumnezeu și vreau să aduc salutul bisericii din 2 Corinteni, care se află în 2 Corinteni, capitolul 13, versetul 11, îi spune așa de frumos, spune pe rog, monitorul, până îmi găsesc ochelarii, până... 2 Corinteni, capitolul 13, început cu versetul 11. Încolo, fraților, fiți sănătoși, desăvârșiți-vă, împărtățiți-vă, fiți un cuget, trăiți în pace și Dumnezeu, dragoste și al păcii, va fi cu voi. Este salutul bisericii din urmă, de acolo de unde slujesc, acolo unde Dumnezeu m-a așezat pe o perioadă de vreme, că suntem în vreme, pe o perioadă de vreme suntem aici, dar noi aici suntem în călătorie și noi vrem să călătorim împreună cu Hristos în împărăție. Îi spuneam la fratele și mă bucur de tine și vândem dați-le de lucru în casa lui. Prin harul Domnului, toți m-au cântat la tot felul de instrumente. Slavă. Și am misiunat foarte mult cu ei. Și mulțumesc lui Dumnezeu că acum sunt bunic și aștept ca el să-și învețe copiii pe când vor fi mari. Dar ceea ce rămâne și a rămas cu gândul și mi-a pus Domnul ceva pe inimă, care nu vreau să trec ceea ce Dumnezeu mi-a științat, să amintea de multe ori și frață, și stat la pocăință. Vreau să vă spun ceva. Domnul mi-a spus pe inimă și spune în Isaia, adevăratul post, și aș vrea să pui cu versetul Isaia și în cu versetul 7, care face parte din pocăință. Care face că o frate amintea de post. Frate și soră, nu știu, Dumnezeu cunoaște inima fiecăruia, Dumnezeu ne cunoaște, pe mine mă cunoaște, mă vedeți până la cămașe, dar ceea ce sunt cămașe, numai eu și Dumnezeu știe. Și aș vrea că în această dimineață să înțelegem că trebuie să dezlegăm lanțurile. Că în această dimineață, ca Duhul lui Dumnezeu să te cerceteze și să lucreze, tu trebuie să faci ceva. Trebuie să împarți pâinea. Cu ce frământ să dai din casa cinelor și sfără de post care pun un gol? Versetul 7, dă mai jos, te rog. Eu trebuie să fac ceva, eu trebuie să dezleg lanțul. Și... iată postul plăcut, dezleagă lanțurile răutății. Dezleagă lanțurile robite, dă drumul celorlalți și rupe orice fel de juc, frate și soră. Că pentru fiecare din locul acesta, pentru mine, pentru oricare din locul acesta, să avem fi Hristos. Toți avem același preț înaintea lui Dumnezeu. Nu e mare preț înaintea lui Dumnezeu. Și toți suntem egali înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu ne iubește cu iubire nemărginită de mare. Dar eu să vreau. Eu să vreau să deleg lanțul pe care îl țin pe fratele și pe sora. Nu știu de ce trebuie să mă duc pe tema aceasta. Le spuneam la frate că vreau să vorbesc din Psalmul 40 și o să mă opresc și acolo. Dar ca să ai binecuvântarea, ca să ai eliberare, trebuie să dezlegi, trebuie să faci ceva. Într-o împrejurare, m-a așezat Domnul cu serile de rugăciune. Și
Mi-am făcut planul eu. Și a spus, vine fratele, vine fratele, vine fratele, vine fratele. Și stăteam pe un scaun ca la țară și am auzit vocea Domnului că mă strigă, David. Și n-am înțeles de ce. Și am zis către una dintre fete, du-te la poartă că mă strigă cineva. Și a venit fata înapoi și a spus, tati, nu e nimeni. Și iar am auzit vocea, Davide, și du-te tu că mă strigă cineva. Mă striga Domnul că nu era la locul de veche. A spus, să mă duc la turnul de veche, să văd ce se va spune Domnul. Frate și soră, dacă strigă Duhul lui Dumnezeu, dezleagă, dezleagă, frate. Dacă Duhul lui Dumnezeu spune, parte-ți pâinea, parte-ți pâinea. Știți de ce? Că vei avea multă binecuvântare și aici a ajuns pe pământ. Dar vei avea o cunună frumoasă în cer. De aceea, în această dimineață, aș dori ca noi, să spunem să ne pocăim. Pocăința, știți ce înseamnă, frate și soră? Părere de rău din păcat. Și dacă ți-e pare rău de păcatul care l-ai făcut, dacă ți-e pare rău de lucrul care l-ai făptuit, oprește-te din alergarea ta. Rezolvă-ți problema. Că dacă nu-ți rezolvi problema, când te pui pe genunți, n-ai biruință. Era într-una din prejurările astea plecosate de rugăciune în Dobric. Și ne-a fost luat o mașină. Și la gheara, la intrare, erau poliția, trăgeau pe dreapta și dai să mă, mașina nu era pe mine, și erau chiar ăștia cu DTP-urile astea, după Cluj. Și nici nu m-a întrebat, dar diavolul, ca să știți cât e de șire diavolul, când m-a luat actele, zic, nu-i mașina mea, că am împrumutat-o. Atât am zis. Și eu, normal, mașina am cumpărat-o, dar nu mi-am făcut actele. Atât am zis, frate și soră. Și pe ce am plecat de acolo, a venit Duhul Domnului peste mine. Mă, Davide, du-te amul de sară la rugăciune. Mă, du-te, Davide, de sară la rugăciune și minocește înaintea Domnului. Și-am luat telefonul. Mi-am sunat familia și-am zis, vrați cu mine înaintea Domnului. Cam mințit. Și-a spus și nu e un mare lucru. Și ai scăpat, nu te-am dat. Nu e un mare lucru, nu. Am simțit în mine că am mințit și am mințit Duhul Sfânt. Și am intrat înainte, am intrat cu familia înaintea Domnului și să-mi dea eliberare. Și m-am dus să iau un vas de lucru cu mașina și când m-am intrat în curte, când s-a urcat în mașină, Davide, zice, o ciocănitoră, o cioră, zice, îți bate în cap. Era păcatul care îmi bătea în cap. Știam. Și zic, intră cu mine înaintea Domnului, că vreau să fiu liber de sare, că ne-am rugat acolo. De când eu am sus celălalt? Frate și soră, și urcând spre deși pe variantă, a strigat Duhul Domnului, te-am iertat, dar sunt o eliberare. Frate și soră, nu știu cum stai cu Duhul Sfânt. Nu știu cum stai cu putere, din puterea lui Dumnezeu. Știți că fără putere, nu avem noi putere să păstuim. Aș vrea că în această dimineață Duhul lui Dumnezeu să mă întărească pe care și să mă întărească legământul care l-a făcut cu El. Căci, vedeți dumneavoastră, de multe ori suntem frânți. Aminteam de binecuvântare și mă rog ca Dumnezeu să-i țină în casa Lui. Și vă spun un lucru, este binecuvântare pentru care trebuie să ne rugăm mult. Și Domnul să dea izbăvire. Când au intrat fetele toate patru în apa botezului, a spus, cred că visez. Au intrat toate patru și să facă legământ. N-am cuvinte să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Și nu găsesc cuvintele să mulțumesc lui Dumnezeu. Frate și soră, stai înaintea Domnului pentru binecuvântările care ți le-a dat El.
și nu-l trimite pe el să se roage. Și pune-te tu cu el pe marginea patului și roagă-te cu el. Fă-ți timp pentru lucrarea Domnului. Fă-ți timp în casa ta să fie meserie și să fie prezența lui Dumnezeu în casa ta. Altarele când le ridici, ridică-le împreună cu familia. Eram plecat, dar știam că la ora 7 începe altarul soția cu copiii în casă. Și știam că la ora 7 trebuie să ridic altar oriunde eram. Știți de ce? Că Domnul s-a îndurat de mine. Că eram în groapa morcirile până la 30 și ceva de ani. Și când am cunoscut pe Dumnezeu și am avut întâlnirea cu Dumnezeu, a spus, pentru mine vreau să fie aurul Dumnezeu. Ne-am dezbrăcat soția, m-am dezbrăcat ca aur și copiii. A spus, în casa mea aurul să fie Dumnezeu. Și mulțumesc lui Dumnezeu. Când ai întâlnirea cu Dumnezeu, te schimbi. Când ai întâlnirea cu Dumnezeu, devii un om pocăit cu frică și temere de Dumnezeu. Aș vrea ca Dumnezeu să mă binecuvânteze. Să mă întărească pe cale. Să ne așa ungerea Lui de vină peste fiecare. Să înțelegem chemarea la care ne-a chemat Dumnezeu. Dacă Domnul te-a chemat să fii un mijlocitor pentru biserică, mijlocește pentru biserică. Dacă Domnul te-a chemat la o lucrare în biserică, fă-ți lucrarea cu bucurie. Că vine ziua când Domnul ne va chema acasă și vom primi cununa. Vorbeam cu copilul meu și de multe ori îl întrebam, mă, ce planuri ai tu, mă? Îmi spunea planurile lui. Bă, eu am un plan mai măreț. Și doresc și cred în Dumnezeu și nădăjduiesc. Când vei cânta să se ridice bolnavul, mă, eu asta doresc înaintea Domnului, mă. La cântarea de laudă să vindece bolnavul în prezența lui Dumnezeu. Să mă lucreze Dumnezeu prin robul său Iisus cu semne și minuni. Dar trebuie să dorim noi să lucreze Dumnezeu. E deja v-am trimit pe altcineva să-și facă lucrarea. Dacă eu nu doresc, dacă eu nu mă rog înaintea Domnului, Doamne, folosește-mă și pe mine. Că rămâneam într-una din prejurări, eram cu coloana foarte rău și nu puteam lucra, dar mă rugat să mă folosească Dumnezeu. Și eu n-am înțeles de ce. Și m-am întâlnit cu un prieten din Dobric, frate, și am mărturisit multe lucruri. Și a început să râdă înaintea mea. Ca așa în față, cum îi povesteam. Și a zis, oare după ce am mai spus asta? Oare n-am putut tăcere? Și mi-a spus un cuvânt ultima dată, ca să te înalțe Dumnezeu, trebuie să te coboare. Ca să te vindece Dumnezeu, trebuie să fii bolnav. Și atunci când vei fi bolnav, vei simți cu bolnavul. N-ai cum să simțești cu bolnavul până nu treci prin suferință. N-ai cum să te rogi pentru cei dragi până nu ești îngăduit într-un loc ca să te rogi pentru ei. Dar doresc ca Harul lui Dumnezeu să se îndure în corturile noastre. Și acolo unde în pace, să aleși El pacea Lui de vină. Și acolo unde copiii sunt răzvrătiți, vine pacea Domnului peste ei și peste părinții lor. Că știți de ce? Domnul poate de multe ori ne îngăduie pentru neascultare. Nu vreau să vă mustruiază și la fratele. Am venit, chema fratele frață în față și are din cauza de locul din față. Și am spus un lucru. Dacă în biserică nu ascultăm de cei care spus în față, copiii văd în noi lucrul acesta. Să nu aștept ca copilul meu să asculte. Să nu așteptăm. Dacă nu ascult de Dumnezeu, nu se asculte copilul meu. Dacă nu ascult de cuvântul lui Dumnezeu, cum să asculte copilul de mine? Dacă copilul meu mă vede că fac lucrurile care le fac,
Că vine cuvântul lui Dumnezeu și spune, croiți cărări de aia, ești cu familia ta sau tu cu familia ta? Ce cărare croiesc? Mă îndelnicesc cu lucrurile care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Și aștept ca copilul care vine după mine să iasă proroc. Niciodată, frate și soră. Numai îndurarea lui Dumnezeu mă ridică. Că dacă copilul vede mine lucrarea care eu o fac, el vine după mine și face aceea lucrare, îmi va o face mai rău. Și pe mine. Și am bilet la frați, rugați-vă. Doamne, dă-ne putere și biruință. Aș vrea că în această dimineață să înțelegem că ne-am avut o chemare din partea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne-a chemat la sfințenie și să ne trăim o viață sfântă și plăcută înaintea Lui. Am vrut câteva gânduri din Psalmul 40. Și vreau ca Dumnezeu să ne dea putere și să înțelegem că plănim o nădejde, eu am o nădejde, noi v-am stabilit o nădejde. Chiar dacă trecem prin încercare, chiar dacă trecem prin greutăți, eu am o nădejde și cred în Dumnezeu. Că la toate lucrurile, la cârma lucrurilor este Dumnezeu. Și spune Psalmistul, pusese nădejdea în Domnul. Și El s-a aplicat pe mine și m-a ascultat strigătile. Frate și soră, nu știu cu ce nădejde a venit în această dimineață înaintea Domnului. Dar vă spun, uite ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Îmi pusese nădejdea în Domnul și El s-a aplicat spre mine și m-a ascultat strigătile. Nu știu cu ce strigăt ai venit înaintea lui Dumnezeu. Dar vă spun ceva. Strigătele noastre, într-o zi, le vor aduce rezolvare. Amin. Vedem împrejurările noastre vește războaie, inundații, câte lucruri se întâmplă. Și de multe ori, tăi nu vrem să luăm seama că venirea Domnului e aproape. De multe ori. Și vedem atâtea lucruri care atâta ne zbate și vorbeam chiar cu copilul și uite și am ajuns în Viena la repoz la copii. Să mă, dacă tot sunt în Viena să lucru și eu. Zic, nu am putea să lucru. Și tot ne zbatem pentru lucrurile acestea, pentru gunoile acestea. Să avem mai mult. Am o mașină, mi-am luat o mașină să am mai mult. Mi-am luat alt lucru, mă zbat să iau alt lucru mai mult. Și uiți să mă duc la un sărac, uiți să trec pe la un bolnav, și uiți și când mă gândesc la sfârșit de săptămână, Doamne, ce-am făcut pentru tine? Ai milă, Doamne! La bolnav n-am fost, la un sărac să mă par cu neagră n-am fost, la o rugăciune nu m-am dus, dar am stat pe scheră dimineața până seara și ce-am realizat? Și vine cu vine apa, vine focul și nilea. Și a rămas cu schema. Și lucrarea Domnului ce-a făcut cu el? M-a schimbat. Și ajung în acasă. Ajung în greutate. Și-a pe frate, rogă-te. Frate, Dumnezeu câte unul. Cum ai făcut? Așa ce se va face. Începe pahar măsuri. Cu acela să se va măsura, ba încă se va pune o măsură. Așa scrie cuvântul lui Dumnezeu. Pe eu ajung la bătrâneață, să n-aștept să mă cerceteze nimeni. Ce zice? Când am fost tânăr în putere, n-am cercetat pe nimeni. Am greșit pe cineva 13 ani ieșit din casă afară. 13 ani ieșit din casă afară, o soră. Nu mi-a fost nici bătuși, a fost măsură de credință. Și am spus, o frecă fetele pe picioare, foarte. I-a spus, bă, eu să ajung bătrâni și nu o să fiu așa ca acum, fuze din grijină. Și așa se întâmplă, că copiii de la sână. Vă spun ceva. Nu mi-a fost nimic, dar am învățat un lucru de la el. Își dorea să mai ajung la biserică, dar nu mai putea. Meream la surori, ca la țară. Mulți detalii de la țară. Deci eu citesc. Toate gunoile acestea, toate gunoile acestea, dar până au fost în putere, toate gunoile ne-au strâns. Frate și soră, aștept
îndurarea Domnului. Aștept ca Dumnezeu să se îndure de problemele mele. Domnul te așteaptă la cel bolnav. Domnul te așteaptă să te pui lângă patul lui și să te rogi cu el. Domnul te așteaptă acolo unde te-a așezat să fii o lumină chiar în casa ta. Doamne, dă-mi și mie puterea, atâta mă rog lui Dumnezeu și rog pe Dumnezeu, ca nu care am vestit cuvântul lui Dumnezeu să am parte de ocară și să am parte de binecuvântare să pot să-L înfăptuiesc. Frate și soră, și vă zic cea mai mare credință înaintea Domnului. Predică ceea ce trăiești. Că ești o evanghelie văzută de toți. Nu poți să-i văd mine ca în fața bisericii și peste săptămână să trăiesc cum vreau. Nu pot. Nu pot să umblu și să fac lucrurile care nu-s plăcute lui Dumnezeu și să nu se cânt. Nu pot. Că cânt înaintea oamenilor. Dar-ți amintea de dimineață jertfa plăcută lui Dumnezeu, trupul tău și trupul meu. Cum stăm înaintea lui Dumnezeu? Floarea tinereții trece. Odată după ce trece floarea tinereții, îmbătrânim, vin problemele de picioare, de mână. Arăt de o tânăr, dar nu chiar așa de tânăr. Și știu cum e să nu poți umbla, să umbli cârși. Să-ți dai doctor invertituri, că nu o să mai umbli niciodată și să ajungi în scaunul cu rotine. Și a spus, da, a spus ultimul cuvânt Dumnezeu. În dreptul meu. Nu știu dreptul tău cât ce ți-a spus Dumnezeu. Dar nu mi-a spus ultimul cuvânt și nu m-a îngăduit. Slavă-ți, Doamne. Am la Crujana, când eram cu coloana la CFR, acolo în Cluj, la spitalul de CFR, și mi-a spus, du-te, caută-ți un doctor pentru nimic. Și m-am dus, i-a căutat doctor și mi-a dat doctorul trei oferte. Că dacă are piatra 2 cm jumate, eu scot de acolo, dacă e mai mare, mă întoar Târgu Mureș, dacă nu, trebuie să facă ceva de ăsta să-l scoată de nicru. Și am fost tare supărat. Și am mers acasă și m-a sunat fratele Petrean din Păzorilor să merg la sare de rugăciune. Oricum îți bolnav, dacă stau acasă, tăi mă doare, dacă mă după ce mă îngăduie. Și am mers și am ieșit la UJR. Și Dumnezeu m-a vindecat. Ca un om încercat înaintea Domnului și înaintea voastră. Vreau să, ca Dumnezeu să vă întărească, să vă îmbărbătească. Să știți că nevoi. În toate lucrurile Dumnezeu este cu noi. Și spune, m-a scos din groapa pierinii, din fundul mocinii. Mi-a pus picioarele pe o stâncă și mi-a întărit pașii. Frate și soră, stânca noastră este Hristos. Dacă stânca ta e Hristos, trebuie să trăiești și să trăiești ca Hristos. Și rog pe Dumnezeu să ne ajute. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta. S-au temut și s-au crezut în Domnul. Frate și soră, noi văd cei din jur. Văd lucrul acesta noi. Doamne, binecuvântă-ne Tu. Să înțelegem că ești acela care vii în ajutor. Ești acela care Tu ne-ai întărit pașii. Tu ești acela care ne aduce izbăvirea la strigătile noastre, la rugăciunea noastră, în nădejdea noastră, în credința noastră. El este acela. Aș dori ca Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă mulțească, să vă dea numai bucurii cerești. Să vă plecați în odăițele voastre acasă și îl chemați pe Domnul în odăiță. De acolo pornește pocăința. Din odăița ta vii în locul acesta și fii plin de bucurie că vii în prezența lui Dumnezeu. Vii în locul acesta să te întărești, să te îmbărbătezi, ca că ești de aici, ești în luptă și diavolul dă târcoale. De-aia rog pe Dumnezeu, Doamne, ocrotește-ne Tu, întărește-ne în legământul care l-am făcut cu Tine. Și aș vrea ferice de omul care își pune încrederea în Domnul, a cărui nu se îndreaptă spre cei trunfași și mincinoși. Ne-a pus încrederea în Dumnezeu. Ți-ai pus încrederea în Dumnezeu. Ai făcut o juruință cu Dumnezeu și am făcut o juruință cu Dumnezeu. Și am spus, Doamne,
Până la moarte te voi sluji. Vor veni momente că nu o să puteți sluji cum am vrea noi. Vor veni momente de slăbiciune. Vor veni momente de supărare. Vor veni momente de nemulțumire. Și mulțumirea nu vine de la Domnul. Dar noi suntem oameni. Să nu uităm lucrul acesta. Dar căința înaintea Domnului ne face așa care ne aduce biruința. Dacă până aici nu te-a îndemnat Duhul Domnului, sau dacă nu mai simți Fiorul lui Dumnezeu, dacă nu mai simți cercetarea aia în tine la rugăciune, la cântare, dacă nu mai poți să rădici mâinile spre cer, am o problemă. Și am o problemă. Nu are Dumnezeu problemă cu mine. Eu am cu Dumnezeu. Eu am o problemă că nu mai pot să ridic vocea și să fiu plin de bucurie. Spunea David, Doamne, nu lua de la mine bucuria mântuirii tale și lasă Duhul Tău cel Sfânt. Dar vreau să vă folosească Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu să o crotească. Dacă să mă crotească Duhul lui Dumnezeu, trebuie să rămân în lumină și în cuvântul lui Dumnezeu ca să pot să fiu ocrotit. Că dacă voi ieși și voi depărta, cine mă va călăuzi? Cine mă va apăra? Aș vrea ca în această zi Dumnezeu să ne îmbărbăteze pe cale. Dumnezeu să ne dea puteri noi să înaintăm. Putere în care să ne cerem iertare și căință. Și dacă am făcut lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu, să ne căim de ele. Că El rămâne credincios și ne iartă. Avem posibilitatea atâta timp cât mai e sufletul în noi, atâta timp cât mai avem suflare și putere noi să ne căim înainte lui Dumnezeu, că prin căință vine pocăința. Spune cuvântul Domnului că i-a dat toată puterea sus în cer și pe pământ, jos pe pământ, dar sub pământ nu mai face Domnul nimic. Cu ce ai plecat se va te ridica. Sub pământ ai rămas închis și mergem înaintea Domnului și se va deschide cartea. În dreptul tău și în dreptul meu și-aș dori ca niciunul să nu lipsim de acolo și toți să intrăm în împărăția lui Dumnezeu, împreună cu cei dragi, cu cei care i-am cunoscut, cu cei care Domnul ne-a binecuvântat cu ei. Aș vrea ca niciunul să nu lipsească din locul acela și fie îndurarea lui Dumnezeu peste fiecare. Aș vrea să rămân aceste cuvinte și să vă încredințez în mâna Domnului și Domnul să vă ocrotească cordurile și pe voi. Amin. Bucurii, poporul se strânge.
Dacă unul a căzut, cine ar se duce? Când se vede părăsit, sufletul ce plânge. Să spună mereu din cuvântul său cât de bun e Dumnezeu. Să spună mereu din cuvântul său cât de bun e Dumnezeu. Într-o casă cu părgând, cine a se duce? Thank you.